Un bărbat în vârstă de 34 de ani, fiul unui om de afaceri, a fost împușcat mortal ziua în amiaza mare, în plină stradă la Moscova. Crima s-a produs joi, în apropierea unui teren de joacă pentru copii, chiar în curtea unde locuia bărbatul care a fost ucis. Presa rusă a scris, cu trimiterea la surse din poliție, că omorul pare a fi o crimă la comandă. Camerele de luat vedere au surprins killerul înarmat cu o pușcă de asalt, îmbrăcat complet în negru și care urmărește în curtea unei case un bărbat care încearcă să fugă. Atacatorul a fugit de la fața locului, iar ulterior presa a raportat împușcături la aproximativ 3 km distanță de locul crimei. Curând, poliția a confirmat oficial că suspectul s-a angajat într-un schimb de focuri cu ofițerii de poliție și a fost grav rănit. Martorii oculari povestesc că killerul a vânat victima mai multe zile. El a fost observat și cu o zi înainte de tragedie, cum stătea pe o bancă în fața casei victimei. Acesta purta o mască medicală, o șapcă de baseball și era îmbrăcat în negru, motiv din care a stârnit curiozitatea vecinilor. Când criminalul a fost întrebat pe cine caută, el a spus: aștept un tânăr care are vreo 30 de ani și ne datorează bani. Sunt de la o agenție de colectare a datoriilor. Procuratura din Moscova a înaintat altă ipoteză. Potrivit acesteia, motivul crimei ar fi un conflict personal între victimă și agresor. Bărbatul ucis a fost identificat ca fiind Constantin Balișanski, în trecut un skateboarder celebru, iar în prezent administrator de sistem la firma tatălui său, care se ocupă cu furnizarea de echipamente video și multimedia profesionale.